Salutare, salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Din păcate, după cum observați aici, avem și o veste proastă, spre foarte proastă. Din păcate, una din iepurițele de la Ariel am pierdut-o. Am văzut eu de ieri că nu prea era chiar, se simțea în regulă, dar am zis că nu, poate mi se pare mie sau poate că nu este adevărat, dar adevărul a ieșit la suprafață. Și iată-l că este aici. Chiar vreau să fac astăzi un video, dar despre altceva. Acum n-am ce să fac decât să o scot de aici. Așa. Ați văzut? Nu e nimic regizat. Tot este pe live. Am rămas cu această fetiță, să-i zicem Blue One sau Blue, da, haideți fără pe cealaltă Blue. Și aici este Blue mică, mititică. Blue mititică este cu mințică. Domnul Gabriel îmi spunea că e posibil să fie balonată și iată că nu a fost ea balonata, cealaltă a fost balonata. Nu, ce să fac, nu mai zic nimica, că treaba e așa cum e și nu mai comentăm, mergem înainte, asta e viața. Mai am două bebecuțe, una s-a balonat și așa se mai întâmplă, nici n-am putut să le separ. Este și vina mea că n-am terminat cuștile, mă tot așteptam la vești bune că o să termin. Din păcate cuștile nu le-am finalizat. O să vă arăt acum care este stadiul și pe la cuști. Pe la cuști ăsta e stadiul, n-am mai făcut nimic, n-am mai avut sincer timp, o să mă apuc să fac câte ceva, dar asta o să fie într-un alt episod, până un alt a rămas așa. Trebuie să-i separ și pe mititele ăștia, l-am avut pe ăsta ca în bolnăviori, am făcut niște injecții și văd că și-a mai revenit. Ăștia sunt iepurași și pitici, trebuie să-i despar și pe ei că sunt cam la grămadă aici, nu prea e bine ce este, și să le fac și puțină curățenie, deși eu le-am făcut, dar având în vedere că sunt mulți aici, fac mizerie destul de des. Dar mă bucur că acesta măcar și-a revenit. Nebunatica asta mică a fătat 4 puișori. Dar, din păcate, unul a ieșit din cuib, nu știu cum s-a întâmplat. Mai sunt 3, 2 așa bălțați ca și ea. Ăsta cred că o să-l opresc, dacă o să fie ce trebuie. Ia să vedem, tu parcă ai ceva la fond. Nu, s-a lipit mizeria de el și unul este, cred că, negru. Nu știu ce culoare exact, ia să vedem. Sunt foarte bine mâncați, sunt grăsuni. Asta ar fi o singură veste cât de cât bună, că măcar 3 de aici trăiesc. V-am arătat în video anterior că aici erau puișorii, erau 5 puișori aici în spate, din păcate nu mai e niciunul. Nu știu ce s-a întâmplat, au ieșit toți de acolo, i-au scormonit ea, ce s-a întâmplat, chiar nu știu. Asta e, acum mergem mai departe, nu avem ce să facem, să o încercăm din nou cu ea, să vedem dacă vrea să stea. Hai să vedem, punem o mică pauză, să încercăm mai să vedem dacă vrea să stea. Aici stai mai încolo așa, să prind și un cadru. Acum am făcut prima montă cu iepuroiul. Facem o a doua montă la celălalt iepuroi, nu e bine așa? Uite așa să te țin. Asta montează foarte bine.
stai pureca cum trebuie. Lasă-mi și cum putem. Hai că l-o pusei mai frumos și cu. Hai. Ești cam nebunatică ea. S-o ajutați dumneavoastră, așa, uitați, o scărpinăm puțin. Să vedeți dacă merge metoda cu scărpiniciu. Eu cunosc masculii foarte cu minte, n-are nicio problemă. Nu așa, invers pe partea asta, așa. Hai că eu te ajut aici, să știi. Vedeți, țineți așa puțin cu... să stea lipită de ea. O mai las puțin să o miroasă, să se joace cu ea, să o alinte. No, din păcate de asta nu reușesc să dau înainte cuștile, că tot probleme, monte și alte nebunii, dar asta este, mergem înainte. Aici mai avem o fetiță mică care mănâncă doar orzul și lasă majoritatea granulele de la Ariel, Ariel și iepuri. Retina transparentă. Oh, trebuie să o verificăm și pe ea, să vedem când va fi momentul să ajungă la mascul. Aici avem pe iepuraica de la Danus Trifan. Ea va trebui să fete pe a fost montată pe 19 și pe 20 a doua. Deci astăzi un 14 când film aici, voi să vedeți video mai târziu. Deci mai are vreo săptămână, așa se vede că are și burtică. Hai să vedem. Nu reușesc. S-a dus acolo, n-a putut să stea. Ea urmează cam într-o săptămână să fete. Aici e nervoasa de la Rile, uitați ce vine la Rile la mine, să mă muște. Deci, ca să vedeți și tehnica de a umbla la o iepuraică în momentul în care este mai nărăvașă, asta a fost montată pe data de 4 și urmă s-a făcut verificarea pe data de 11. Da? Deci ținem mâna, vedeți mâna mea, hai să vedem. Și acum te ducem, o să văd cumva, nu mă pot prinde un cadru așa, trecem direct aici. Direct pe spatele, ați văzut mișcarea? Așa e, mai nărăvașă noi. Se îmblânzește ușor, dar trebuie să o mai lungă din când. Gata, tata, gata, hai, tata, hai, 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 nu mai faci așa. Așa, vezi cum e, tata. În momentul care o mângă, așa e, mai nervoasă. Vezi cum o să iau acum mâna, cum o să fac, da? N-am mai făcut. De obicei sare când iau mâna. Mărei-to. Aici e noroița, ea e mai liniștită așa de felul ei, dar nu mușcă în sensul ăsta, dar e foarte sperioasă. Cap de leu și ea este gestantă, va făta și ea în curând. Se mai agită pe aici, acolo e colțul ei de WC-ul, partea asta vedeți totul e mai ok, ca să zic așa, nu sunt probleme cu ea. O așteptăm și pe ea să ne facă puișoria frumoși, ca să zic așa, în curând vom vedea ce ne va mai scoate. Și vom închide video cu cealaltă iepuriță albă. Mai o să filmăm și pe late, pe care am montat-o și pe așteptam să vedem când va făta, tot așa undeva pe 10 este montată. Asta mai cu mințică, dar tot așa trebuie învățată puțin, că n-a fost. Adică să o mângâiem, să o drăgălim. Iubita lui tata, frumoasa lui tata, închișori albaștri și se liniștește, nu mai e agitată. Vedeți, asta e puiuță, era alta e mare, asta are 4-5 luni, era alta are 2 ani sau nu știu cât, dar la aia mai greu să o îmblânzim. Da, și cum v-am zis, vom termina cu late, fetița noastră, hai stai cu tata. Ea este mama lui Noroița. Mai agitată, dar așa a fost ea.
vezi ce blană are. Foarte bine ca să aibă pentru puișoric pe care îi va face. Am plăcut cu ăsta, e tu aici. Ești o atitudine de puraș cu mințel. Tot sunt eu supărat. Cam atâta, dragi prieteni, vă mulțumesc și vă urez ca de obicei o zi excelentă. Uite-te la cadru când te filmezi, nu te întorci pe partea cealaltă. Nu uitați de canalele noastre fixate în primul comentariu pe canal, pe rubrica de comentarii, canalele noastre de Facebook. Nu, ce să vă mai zic, o zi excelentă și ne vedem cu drag la un nou videoclip. Sper să fie mult mai bun ca acesta, că acesta n-a fost un video prea bun, ca să zic așa. La revedere, dragi prieteni. O zi excelentă să aveți.